cea de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Sunt ficăța fate tale. Dar au zis îngerul, nu vă teme că vă duc o veste bună care o să fie o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul Iisus. Iată semnul după cale, îl vei cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerii, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile neprianate și pace pe pământ între oamenii tăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstori au zis unii către alții: haideți să mergem până la Bethlehem și să vedem cine a făcut născut Domnul. S-au dus pe grabă, au găsit-o pe Maria, pe Iosif și pe pruncul culcat în iesle.